Petrom, cea mai importantă companie de petrol și gaze din România, ar putea să treacă sub control norvegian. Asta pentru a scăpa de dependența de gazul rusesc. Și dezbat subiectul împreună cu Adrian Negrescu, analist economic. Bine v-am găsit, domnule Negrescu. Bună ziua, bună ziua, bună v-am găsit. Vedem că Norvegia ar putea să preia 31% din acțiunile companiei românești, ci și un pachet de control de cel puțin. 51%. Ce înseamnă asta și dacă merită să dăm atât de mult dintr-o companie românească pentru ceea ce primim la schimb și anume să scăpăm de dependența de petrolul rusesc? În primul rând trebuie spus că este un zvon neconfirmat de niciuna dintre companiile implicate. Da. Pe de altă parte, austriecii au nevoie de gaze, da, în condițiile în care nu mai au gaz rusesc și au nevoie de gaze. Acest trade pe care îl fac cu norvegienii este foarte simplu. Norvegienii cumpără OMV-ul, da, inclusiv afacerea din România, și ei primesc gaze în schimbul acestui business. Pentru noi s-ar putea să fie o veste bună, pentru că norvegianii sunt specializați în extracția de gaze și s-ar putea să ne ajute în zona e, pungii de, de gaze din Marea Neagră și au și bani. Bani. și asta este cel mai important lucru, au bani foarte mulți să se dezvolte businessul din România. Să sperăm că autoritățile române vor înțelege că este important să fie aproape pe această zonă și să negocieze la rândul lor, pentru că avem o parte din, noi în Vepetrom, aparține statului român, să-și negocieze o poziție pozitivă în așa fel încât să atragem investiții, nu să se lichideze business-uri din, din țara noastră. Uh... Ce altă alternativă ar exista pentru Petrom dacă nu ar fi Norvegia care să se implice în această afacere? Trebuie spus, în primul rând, că OMV Petrom nu este de vânzare în momentul de față. Nu s-a vorbit de așa ceva. Este doar o simplă variantă în calcul luată de statul austria care este acționarul majoritar la OMV, în afaceri rost de gaze. Deci nu se pune problema. Afacerea OMV Petrom în România este una de succes. Aș putea spune că face bani destul de mulți. Gândiți-vă care merge spre un profit de 10 miliarde de lei în 2022 la o cifră de afaceri undeva la nivel de 50 de miliarde. Deci, se fac bani serioși din, din acest business și austriecii nu au niciun motiv uh, să se renunțe la afacerea din România, altul decât aș asigura independența lor energetică în relația cu, cu această nevoie din ce în ce mai mare de gaze, gaze care ar putea veni din Norvegia. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză.